Rovana Plumb face un apel către companiile de construcții care au întârzieri în finalizarea lucrărilor de autostrăzi și cai ferate. Vă punem la dispoziție 6,6 miliarde de euro prin care putem finanța ceea ce așteaptă toți românii, autostrăzi. Folosiți acești bani, le transmite ministrul fondurilor europene. De altfel, atât Rovana Plumb cât și ministrul transporturilor Lucian Șov au avut discuții cu reprezentanții constructorilor în aceste zile. Urmează ca în perioada următoare să fie făcută o inventariere clară a motivelor pentru care antreprenorii întârzie implementarea proiectelor cu 12 până la 84 de luni.